Infanteria ucraineană a ajuns la ultima linie de apărare a rușilor în regiunea Zaporojie. Este concluzia experților a Institutului pentru Studiul Războiului. Președintele Volodymyr Zelensky a fost din nou pe linia frontului în apropiere de Bahmut pentru a afla din prima sursă care este situația pe câmpul de luptă și le-a mulțumit apărătorilor pentru vitejie și curaj. Între timp, pe teritoriul rus nu contenesc raidurile cu drone. Aeroporturile din Moscova din nou și-a suspendat activitatea pentru câteva ore bune. Infanteria ucraineană a ajuns la al treilea și ultimul rând al unei linii cheie de apărare rusească din regiunea Zaporojie. Astfel, este posibil ca ucrainenii să se pregătească să spargă apărarea din Verbove, deși dinții de dragon și tranșeile nu au fost încă demontate pentru a permite trecerea echipamentelor grele, spun experții pentru studiul războiului. Zona din jurul satului Verbove, precum și cea din apropiere de Robotine, erau considerate cele mai puternic fortificate de pe linia frontului la începutul contraofensivei. Acest lucru reflectă importanța tactică a sectorului. Ucraina speră să-l străpungă și să avanseze spre sud până la Marea Azov, împărțind armata rusă în două. Președintele Volodymyr Zelensky a fost o zi întreagă alături de apărătorii din prima linie în regiunile Donetsk și Zaporojie. Această vizită a lui Zelensky intervine în condițiile în care Kievul a anunțat că trupele sale au recâștigat noi teritorii pe frontul de est și că avansează și mai mult spre sud. Надзвичайно важливо підтримати наших воїнів, поспілкуватися з камбригами, з комбатами. Це дуже-дуже корисно почути від них, від тих, хто йде в бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Орудіє! Вистріл! Moscova, la rândul ei, a continuat să efectueze atacuri aeriene asupra țintelor ucrainene, inclusiv asupra infrastructurii portuare. Inamicul a lansat cel puțin 5 rachete și 68 de lovituri aeriene asupra pozițiilor apărătorilor, precum și a zonelor populate. Numai în regiunea Zaporojie, 15 localități au fost ținta bombardamentelor. Pe de altă parte, rușii au raportat atacuri cu drone ucrainene pe teritoriul rusesc, despre care au anunțat că au fost doborite. Peste 50 de zboruri au întârziat sau au fost anulate pe aeroporturile Șeremetievo și Domodedovo din Moscova. Ulterior, activitatea aeroporturilor a fost restabilită. Apărarea antiaeriană rusă susține că de asemenea a doborât aparate fără pilot în regiunile Kaluga și Tver.